toții ne întrebăm, pentru ce atâta matematică? De ce îți place la matematică? Este oare știința care îți deschide gândirea? Pentru a afla toate acestea, am căutat pe cineva să ne explice, prin exemplul personal, cum stau lucrurile de fapt. A răspuns invitației noastre un român care a făcut performanță în țara supranumită Motorul Europei, Germania. Modest, inteligent, doctor în matematică, Kurt Herbert Falk, Curti, cum îi spun prietenii, poate fi un model pentru copiii noștri. Român de origine, a făcut primii pași în lumea matematicii aici, în România. Acum îi învață pe nemții de la Facultatea de Matematică a Universității din Bremen, matematici superioare. Am remarcat destul de devreme, încă din școala generală, că îmi place matematica și de atunci am rămas captivat. Însă o recomand și celor cărora nu le place neapărat de la prima întâlnire, pentru simplul motiv că matematica ne ajută să ne dezvoltăm capabilitățile dincolo de cele evidente, ca de exemplu aritmetica de zi cu zi. Tot ce ne înconjoară este matematică sau susceptibilă de matematizare, spunea părintele informaticii românești Grigore Moisil. Lumea în care trăim se transformă cu o viteză amețitoare și devine tot mai sofisticată și greu de înțeles pentru toate categoriile de vârstă. Trăim într-o lume din ce în ce mai complexă, în care este foarte importantă capacitatea de a înțelege, a analiza niște situații complexe, sisteme complexe. Categoric da, matematica ne ajută în orice domeniu în care puterea de judecată și de analiză sunt importante. Adică, practic, în orice domeniu. Ne dorim pentru copiii noștri un sistem de învățământ performant, un sistem cu dascăl profesioniști, un sistem în care profesorii să nu mai facă greve pentru salarii, un sistem în care copiii noștri să fie stimulați să gândească și să învețe a învăța, să termine școala cu fruntea sus, demni, mândri și puternici, să fie lideri. Este foarte importantă capacitatea de a înțelege, a analiza și de a traduce ceea ce am găsit într-un context în care avem la dispoziție niște strategii de rezolvare a problemelor care apar. Deci, matematica ne ajută în principiu să dezvoltăm capacitatea de a modela lumea din jur. Lecțiidematematica.ro. Scopul nostru este acela de a consolida noțiunile însușite la școală, fiind în același timp o provocare pentru performanță. Abordarea subiectelor și noțiunilor de matematică este similară cu programa școlară. Acest concept este o sursă pentru îmbogățirea și cultivarea interesului și talentului în matematică. Singura condiție este să-ți dorești să fii mai bun. Lecțiidematematica.ro.